Emisiunea Agricultura în Cotron, nou introdusă în grila de programe Bucovina TV, a poposit la Fălticeni. Într-un cadru propice, invitații Fălticenene au împărtășit din experiențele lor în domeniul pomiculturii. Pomicultura, o ramură importantă, poate aduce profit celor care își doresc cea de-a doua ediție a emisiunii Agricultura în cotro a fost filmată într-o livadă din municipiul Fălticeni. Invitații, trei frați care au reușit să dezvolte o afacere având la bază pomicultura, dar și directorul Apia Fălticeni au stat cu toții la masă și au divulgat cheia succesului. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și că ne găsiți într-un cadru splendid. Astăzi, cu o vreme nemaipomenită, după cum telespectatorii dumneavoastră pot vedea, într-o frumoasă plantație de măr cu o producție nemai nemaipomenită. Norocul face ca la centrul meu local de la Fălticeni să am o garnitură de specialiști extraordinare care au lucrat pământurile. Sunt acei ingineri specialiști, fără măsură, care pe vremuri au făcut producții, nu, cele care, nu cele, acele producții care... Deci au făcut tehnologii, care știu meserie, și la care când vin fermierii noștri la noi la centru îi înțeleg. Contează foarte mult lucru asta și vreau să mai spun un singur lucru. La noi referitor la munca care o depunem noi noi nu avem programul de 8 ore. La noi programul este de dimineață de când vine primul fermier și se termină când pleacă ultimul fermier. Mă refer în campanie. Aceasta este doar o parte din emisiune integrală. Va fi difuzată duminică începând cu ora 12, așa că nu ratați cea de-a doua ediție Agricultura în cotro.